Elevii sălășeni care, dintr-un motiv sau altul, au abandonat studiile liceale sau profesionale, au posibilitatea de a se înscrie pentru continuarea studiilor în acest an școlar. Potrivit unui document al Ministerului Educației Naționale, remis inspectoratelor școlare județene, absolvenții ciclului inferior al liceului din seriile anterioare sau din seria curentă pot să-și continue studiile în ciclul superior al liceului, la stagiile de pregătire practică sau la cerere în clasa 10-a în învățământul profesional cu durata de 2 ani. Absolvenții învățământului profesional cu durata de 2 ani din seriile anterioare sau din seria curentă pot să-și continue studiile în cursul superior al liceului. Absolvenții anului de completare și absolvenții școlilor profesionale din seriile anterioare pot să-și continue studiile în ciclul superior al liceului după susținerea și promovarea examenelor de diferențe. Candidații din seriile anterioare, care nu au finalizat școala profesională, dar au promovat 2 ani de școală profesională, precum și absolvenții școlilor de arte și meserii, ai școlilor de ucenici și ai școlilor complementare din seriile anterioare, cu sau fără certificate de calificare profesională, pot să-și continue studiile în clasa 10-a de liceu sau în clasa 10-a învățământ profesional, după susținerea și promovarea examenelor de diferență.